sunt groaznică. Oh, hei! Salut! Eu sunt Beams și bine ați revenit la Advent Mask! Yay! Astăzi este 8 decembrie și asta înseamnă, cum a însemnat până acum, că este timpul pentru o nouă întrebare. Un mic disclaimer. Dacă arăt groaznic, fața mea este roșie și vocea mea este cu totul și cu totul diferită, este din cauza că sunt un picuț răcită, superb, și mi-a venit perioada. Ura! Dar asta nu o să mă oprească din a-mi continua aventura. De fapt, stai. Nu știu de ce tot deschid capacul după, înainte să fie amestecat bilețelele, pentru că data trecută, acum, adică acum câteva zile, nu a mers atât de bine. Oh, fuck! Ah, nu. Am luat bilețelul și pe 8 decembrie răspund la întrebarea: care sunt 3 lucruri pe care vrei să le realizezi în viitorul apropiat? O întrebare foarte bună! De ceva timp doream să fac un filmuleț care să fie realizat numai și numai din arta mea. Am încercat la un moment dat să fac un filmuleț animat, adică o animație efectivă, folosind ca referință fața mea și mișcările corpului meu, pentru Sweet Flirt, mai bine spus scena dintre Castiel și Beams din episodul 16, atunci când Castiel și cu Beams se ceartă din cauza Debrei sau lui Debra, nu mai știu care era versiunea corectă română, dar pentru mine tot timpul Debra o să fie Debra. Și nu am reușit, dar să trec de la nu face nimic legat de animație la a face animație super, mega, ultra stilizată și care să fie completă, cum vezi în anime-uri sau în desene animate, era mult prea mult de cerut de la skillurile mele care erau de copil de pișpirică. Dar intențiile mele sunt tot de a face un filmuleț, nu neapărat animat, pentru că știu deja că nu am setul de cunoștințe ca să fac un filmuleț întreg animat, dar să fie un filmuleț făcut cu desenele mele. Și de asemenea mi-ar plăcea să fac un filmuleț filmat de mine, regizat de mine, pentru că nu știu dacă am mai menționat, dar aș vrea să dau la regie, la un EATC sau la Hyperion, unde mă ajută bunul nostru Dumnezeu să ajung. Și ca să pot să arăt calitățile mele în a filma și a edita chestii comisiei de la admitere, va trebui să fac efectiv filmulețe filmate și regizate de mine. Și am avut idei, am o idee care a stat în căpșorul meu de aproape vreo 6 luni. Nu am scris-o. Foarte proastă idee, trebuie neapărat să o scriu. Și În mare mi-ar plăcea să fac 2 tipuri de filmulețe. Unul care să aibă arta mea și unul care să fie filmat, regizat, compus, scris de mine. Un al treilea lucru, cred că ar fi într-un final să mă apuc de citit. Pentru că stau de, cred, 2 ani să încerc să citesc o carte. Și mă simt
atât de prost, pentru că sunt incapabilă să citesc o singură carte. Sunt groaznică, deci astea sunt cele trei lucruri pe care vreau să le fac eu în viitorul apropiat și... da! Și cu asta am răspuns la întrebarea din 8 decembrie. Vreau să știu, voi aveți niște lucruri pe care vreți să le faceți și să le realizați în viitorul apropiat? Dacă da, care sunt acelea? Mulțumesc foarte frumos pentru vizualizare și sper să ne revedem cât mai curând cu ce aș face eu. Eu vă pup și să aveți o zi minunată. Pa, pa!